Be a traffic survivor. Rock driver. Rock FM. Rock și roll. Caleo Hadblad aici în Rock Drive, 16:31 de minute. Și eu și colegii mei v-am spus că avem musafiri astăzi în direct. Au venit nebuni ăștia să facă scandal și când spun nebuni mă refer la Cosmin Covei și Adrian Tănase, cei doi membri ai formației. Țapinare! Salutare! Salutare, salutare! Salut, salut! Ce face băieții? Intelectual! Stimate... Că ai zis tu mai întâi cu ce face băieții și să... Ce face băieții, da. Să nu zicem pe aia, un radio de milioane de luni. Ok, să nu zicem. Trupa Țapinare s-a înființat în 2001. Am înțeles o poveste ciudată așa cu... Cu un pitic, ce-ai făcut cu un pitic? Un videoclip cu un pitic și a, din asta s-a transformat. Domnul Clubaru, am făcut metaforă. Chiar, cum a fost cu piticul? Am făcut metaforă, domnul Clubaru. Ai făcut metaforă. Ia, că era... tu ce ești, actor, ia. Fericirea e un lucru mărunt, e o aripă care vibrează, fericirea e un lucru mic, un pitic ce dansează. Asta era metafora. Așa. Și s-a dus și în imagine această metaforă pentru că am făcut acest videoclip cu un pitic care pe vremea aceea făcea striptease. Furle, serios? Da, acum trebuie să spunem cumva că... De fapt, piesa a plecat de la clip, nu invers. Da, da fost... cumva a fost, pentru, m-a întrebat ce sunt, sunt regizor de meserie, era o temă de regie de anul 1 sau 2. Am înțeles. Portretul contemporanului meu. Și toți colegii foarte... Pe vremea aia nu era cu political friendly, știi, dar Toată lumea voia să meargă la sigur și făceau despre sculptori, despre pictori, erau și cumva cinematografic să faci despre ei, pentru că puneai detaliu pe pensul aceea care desena sau așa. Și a venit nebunul, apropo de ce spuneai tu, da, cu piticul care face striptease. Am înțeles că un post de televiziune a cenzurat treaba aia, nu? Nu că ai fi fost pe toate. MSM-ul, da. MSM-ul. Și a mai fost o fază foarte tare. Să le fie rușine. Că... Cum era? TVR1 l-a dat și TVR2 l-a cenzurat sau invers? Da. A fost o chestie de genul. Noi să știi că aici pe Rock FM am fi dat cu un clip cu un pitic stripper. Da, dragilor, văd că sunteți romantici, așa v-am știut dintotdeauna. Ceea ce înseamnă că vă bucurați că plecați în turneul Anti-Valentine's Day! Anti-Valentine's Day pro-dragobete. Pro-dragobete, da. Este ceva pe sistemul 3 sferturi anti și un sfert cum pro, era, sau cum? Da. Așa a fost să fie, că toată lumea s-a gândit, mă, dacă voi sunteți anti-Valentine's Day, automat sunteți pro-dragobete. Și atunci am zis, da, mă, e foarte bună ideea să facem și câteva concerte de dragobete. Avem 10 concerte anti-Valentine's Day și 2 de dragobete, 2 pro-dragobete. Hai să vedem unde. Le mai ții minte? E o provocare. Dar fără să te uiți în telefon, fără să mă uit în nimic, le-am învățat. Adrian, ca tu pe nu un ajuți, ok? Eventual, unde greșește, dă-i o palmă după ce a fost să-i sară șapte. O luăm geografic. Pornim de azi într-o săptămână, pe data de 2 februarie, că așa am înțeles că se vorbește corect la radio, pe 2 februarie, pornim din data de 2 februarie, joi, pornim din Brașov. Apoi, pe 3, avem la Oradea. Ok. Pe 4, avem la Târgu Mureș, sâmbătă, și duminică, pe 5, avem la Sibiu. Până aici am nimerit. O spune rar, nu știu, ai văzut? O spune rar ca să le aducă... Ca să înțeleagă... Copilul l-a scos la tablă cu poezia. Da, ia zi, Gigel! Vrei să spun așa? Mai repede, Brașov, Oradea, Târgu Mureș, Sibiu. Acum le-ai zis pe astea, le ții minte, zi următoarele. Următoarele. Pornim tot de joi, ce să vezi, așa. tot rar ca să fie bine. Pornim din Timișoara. Așa. Cluj. Ia uite. Da, uite, dă-i. Vezi, m-a corectat. Dă-i. Pornim din Cluj. Treci la Căiescu. Joi. Pornim din Cluj joi, pe data de 9. Așa. Apoi pe 10 februarie mergem la Timișoara. Pe 11 mergem la prietenul Miță, la Abbey Stage Bar. Ah, salutare Miță, dacă ne auzi. Ne aude, cum să nu ne audă. Așa. Și pe 12 mergem la Constanța, în Dors, la prietenii de la Dors. Salutăm și acolo. Salutăm și acolo. Bun, toate cântările sunt în cluburi, da? Toate cântările sunt în cluburi. Apoi pe 14 suntem acasă, în București, în Quantic. Ok. Și pe 19 suntem în London, baby. Hai, lasă-mă, aici e mai mult de discutat. Dar poate lași și pe ăsta micu să vorbească. Da, să spune despre London, baby. După ce că vorbești rar și... Așa. Eu, de fapt, îi transmit subliminal ce să zic. El n-ar putea altfel să zică nimic dacă nu i-aș transmite. Nu e așa? Telepatia de avatar. Eu v-am suspectat așa. El e avatarul meu. Da, că sunteți wireless. Am înțeles că e o fiță tare de tot cu locația din Londra.
Spune ce se întâmplă acolo, ce loc e ăla și acolo... ce trupă uriașă heavy metal s-a născut în acel loc. Acolo am înțeles că s-a lansat Iron Maiden. Iron Maiden, ok, da. Și sunt niște chestii... Cart and Horses, îi zice locației și chiar ei anunță că acolo, așa... Vorbeam cu Cosmin mai devreme și spunea că, mă rog, cei de la Iron Maiden au agreat treaba asta și că i-au lăsat pe oamenii de acolo să vândă tricouri, da, tot felul de suveniruri. Probabil că sunt și niște tablouri pe pereți cu Maiden pitici, știi? Sunt și mai trec, parcă acum zilele trecute, nu știu care din trupa a trecut, uite, ne putem uita pe Facebook. Ah. Sunt tricouri, șepci cu aceste logo-uri, Cart and Horses, The Birthplace of Iron Maiden. Foarte, foarte mișto. Au făcut o înțelegere foarte fain. Este singurul oraș din străinătate pe care îl bifați în tura asta, da? Dar de ce? Adică mai sunt români și în alte locuri decât Londra. O să mai mergem, dar nu puteam să facem un anti-Valentine's Day atât de mare pentru că vine Dragobetele peste noi, domnul Hrubaru, și aici ajung la cele două concerte de Dragobete care vor avea loc oarecum și astea tradițional la Suceava și la Iași. Pe data chiar de Dragobete pe 24 suntem la Suceava în Art Rock Cafe și pe 25 suntem la Iași în Rock'n'Roll-a. Asta tot? Rola. Gata cu Dragobete? 12. Pac, pac, da, 12 toate, 2 de Dragobete și 10 de anti-Valentine. Am înțeles. După care, nu știu, dacă vă gândiți să mai faceți, nu știu, de 1 mai, știm, de exemplu, faceți un turneu legat de 1 mai, ziua muncitorească. Nu, anti... dar de 1 mai mergem clasic în vamă. Uite, chiar astăzi am vorbit cu prietenul din vamă, din clubul acela fain în care mergem noi de 2 ani de zile. Și o să facem acolo un 1 mai, nu se știe când, că 1 mai mi se pare că pică lunea, o fi vineri, o fi sâmbătă, o fi duminică. Punte, bro, punte, păi nu se face punte la toate, ce se mai face punte, ne da. Mai mergem în hambar vama veche de 1 mai. Foarte frumos, da, ai vrut să nu spui prima dată că ai zis că nu-i corect și ai zis că nu-i Hrubaru, atent ce ai dat. Gata, cu H. Da, foarte mișto. Păi, ce să zic, să fie într-un ceas bun. Am înțeles că odată cu plecarea în turneu lansați și o nouă serie de merchandise? Da, o să avem... păi dacă au... Uite, arată-i lui Mihai, arată-i lui Mihai cam ce vreți să fie, să o să fie tricou. Acești omuleți pe care noi avem desenați de mult, de când am făcut... e inima aia ruptă în două. Da, de, da, da, am pus o să fie omuleții noștri pe care nu i-am pus în formula asta cu inima niciodată pe un tricou. Așa. Și o să facem acum o reeditare și a vinilului, o să fie o ediție verde, green, eco-friendly. Așa. 180 de grame, cum se poartă acum. Eco-friendly, dar e din plastic. Eco-friendly, dar din plastic. Verde. Dar e verde. Corect. Așa, și o să fie niște tricouri frumoase cu anti-Valentine's țapinari. Da. Bun, le-am zis pe toate, nu? Căci de asta ați venit. Să mai zicem de Facebook, da, că avem Facebook. Aveți avem Facebook, Facebook, Instagram, Instagram avem aveți? Și TikTok? Nu. Bravo. Nu. Sunteți... Nici OnlyFans. Nici OnlyFans. Sunteți fanii mei. Okay. Bun, hai să cântăm un cântecel, zic, pentru că și de asta ne-am adunat aici. Văd că toată lumea cântă, ba pe la Exarhu, ba pe la Cristi Dumitrașcu, dar la mine nu vine nimeni să cânte în direct aici, doamne. Dar de ce? Uite că păi acum... noi am mai fost. Ați mai fost. Da, și a fost frumos. Și a fost bine, tocmai de aia și reedităm ideea cu acest cântec minunat anti-Valentine's Day care se numește Spune-mi pe nume și se scrie Spune liniuță mi. Ok, hai. La început toate sunt bune, mușca din pernă te strigă pe nume, tu o ciupești să simți că e reală, în timp totul devine siropeală. Iubirea mea, nu mai avem hârtie, ia și cartofi, dragostea mea. Semnalizează stânga când faci stânga, iepuraș. Bine că ești tu deștept, pisoiaș. După 8 ani și 4 zile, minune, eu-ți propun o nebunie pe bune. Să revenim la prima seară și să ne spunem pe nume. Azi ești frumoasă, maimuțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, yeah. Și eu pe tine, puțulică! Avem voie să spunem puțulică la radio? Avem. Nu cred. Bine că ne-ai zis, să nu spunem. Mi-a făcut să Mihai că nu. Bebițul meu, duci tu gunoiul, spală tu vasele în geraș,
prăjim niște cârnați, sufletel, dovlecel cu restul usturoi. Prințesa mea, unde mi-ai pus ciorapii? La mine în cap, ursuleț. Fierbem un ou ușor, puișor. Regina mea, te aștept în dormitor. După 8 ani și 4 zile, minune, eu-ți propun o nebunie pe bune. Să revenim la prima seară și să ne spunem pe nume. Azi ești frumoasă, maimuțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, și eu pe tine, puțulică. Azi ești frumoasă, maimuțico, ești cea mai tare nesuferit-o. Te iubesc mult, scorpie mică, și eu pe tine, puțulică. Puteai să spui că spuneam țucurică, nu era. Cum a făcut Vlase cu mâțele, când arată mâțele. Mulțumim mult, țapinarii, drum bun și baftă acolo. Aveți grijă de voi. Rock FM.